Început promițător pentru voleibaliștii de la CSS din Nicu Golescu în acest sezon. Micii voleibaliști de la secția de minivolei, cu toate că au pierdut în primul turneu, au reușit să obțină un punct, ocupând astfel locul 3 în clasamentul seriei B. Și juniorii au făcut o figură destul de bună în acest început de campionat, cu două victorii împotriva celor de la CNMV Ploiești și CSS 1 Constanța și, din păcate, o înfrângere cu CSS Tulcea. Echipa antrenată de Raluca Nedelcu Moisescu ocupă locul 4 în clasamentul seriei B. Pe de altă parte, cadeții vor da piept în primul meci din acest turneu pe teren propriu cu omologii lor de la CSS Buzău. Meciul se va juca duminică 7 noiembrie, începând cu ora 11, în sala de sport a Colegiului Național din Nicu Golescu. Am început campionatele la toate cele trei grupe valorice pe care le avem. La junior deja avem două victorii și o înfrângere. La cadeții, pe data de 7, avem primul joc oficial. Iar la mini-volei am pierdut la primul turneu, dar am câștigat un punct. Deci suntem pe locul 3 cu șanse de calificare la turneul semifinal, exclusiv la toate cele trei grupe. Bun, la un nivel ridicat, vin la antrenamente, se pregătesc, cred în șansa lor de calificare, de exemplu la junior, cred chiar pentru finală, la mini-volei pentru semifinală și la cadeți. Duminică aveți competiție aici acasă? Duminică, da. Primul meci oficial acasă la grupa de cadeți. Obiectivul voleibaliștilor mușceleni, ținând cont de evoluția de până acum, este unul deja stabilit: calificare la toate cele trei grupe la turneul semifinal.